Dragi copii, astăzi vom face o oiță cu vată. Pentru aceasta vom avea nevoie în primul rând de un șablon cu oiță, un lipici solid, vată, două creioane colorate, unul negru și unul crem și niște ochișori mobili autoadezivi. Mobili sunt pentru că, dacă vedem și mișcăm, punctul negru dinăuntru se mișcă. Autoadeziv este că dacă desfacem foița de pe ochișor, vedeți? Partea cu ochișorul este lipicioasă și atunci când vom lipi ochișorii, se vor lipi mult mai ușor și vor fi mult mai rezistenți decât dacă am lipit cu o altfel de lipici. Pentru început, vom alege ochișorii dintre toți care sunt aici. Am stat și m-am gândit și cred că cei mai potriviți ar fi aceștia doi, care sunt cei mai micuți. Deci, desfacem foița. Așa. Și lipim fix pe una din bulinele negre. Așa. Și un alt ochișor. Lipim pe a doua bulină. Până acum totul e frumos. Vedeți? Dacă mișcăm de planșa, se mișcă și punctul negru de la ochișor. Apoi, vom colora cu crem urechiușele. Fața. Facem și frumos aici, pe lângă ochișori. Nu am pus ochișorii după colorat și vă spun și de ce. Pentru că s-ar fi putut să se lipească mai greu. Una e când se lipește pe foaia curată, ochișorii, mă refer, și alta e când se lipește pe o foaie colorată. Și ca să fiu sigură că nu se vor deslipi ochișorii, m-am pus de am lipit întâi ochișorii. Asta să știți și voi. De ce am făcut acest lucru? Așa. Apoi, facem piciorușele. Și cu negru vom face copitele.
așa. Oița este pregătită să primească și blăniță. Pentru aceasta va trebui întâi să facem toată oița, unde punem vata pentru blăniță, facem cu lipici. Bine, bine. Ca să fim siguri că vata se va lipi peste tot. Facem pe o lângă ureche ușa. Așa, în momentul acesta putem să aplicăm și vata. Și rupem așa, gomboațe. Vedeți? Uitați. Să fie cât mai pufoase când lipim. Să nu acoperim ureche ușa, așa. Aici am un dicotiță, încercăm să punem așa mai subțirel. Da? Vedeți? Așa, câte un pic, câte un pic. Oița noastră începe să pară cât mai reală. Aici, dacă vreți, ar fi frumos să lăsați așa să se vadă dungulița asta neagră. Așa, și atunci mai punem un pic pe căpușor. Și oița noastră este acum frumoasă și foarte pufoasă. Ce ziceți? Este frumoasă? Vouă cum v-a ieșit? Sper să vă fi plăcut această activitate și de ce nu să faceți în timpul vostru liber.